Salut! Fac unboxing-ul și trasez primele impresii pentru un telefon carbon, Carbon A19, îl găsiți în oferta eMAG, la un preț de 450 lei, cel puțin atât costa când m-am uitat ultima oară. Să vedem câteva din specificațiile sale. Așa arată pachetul în care sosește telefonul. Are sigiliul și toate cele. Este pachetul de retail. În ce privește specificațiile, avem un telefon cu rezoluție 480x854 pixeli, cu un procesor MediaTek dual core la 1.3 GHz, vine cu 512 MB de RAM, 4 GB spațiu de stocare, camera de 1 MP cu LED flash, rulează Android 4.2 Jelly Bean, dispune de camera frontală, 3G cu viteză în download de până la 21 Mbps. Este un telefon dual SIM, are o baterie de 1600 mAh, suportă cardurile microSD de până la 32 GB, are conectate Wi-Fi, sătile BG și N, GPS, suport pentru GPS și navigație. Haideți să vedem conținutul pachetului. Telefonul. Pe lângă telefon, manualul cu instrucțiuni, certificatul de garanție, husă de protecție, deci te scutește de o achiziție separată, plus că e făcută special pentru acest telefon, căști albe pe jack de 3.5 mm, cablu micro USB USB 2.0. Aici este încărcătorul telefonului, încărcător pe USB 2.0, nimic special, mă rog, un clasic din punctul ăsta de vedere, și bateria de 1600 mAh. Acum mă concentrez pe telefonul Carbon A19. Am trimis modelul, să zic că, mă rog, e un albastru așa închis, nu știu dacă vă se pare negru. Văd că are o folie de protecție pusă, dar e o folie care poate fi îndepărtată. Ca design, mi-amintește puțin de Samsung Galaxy S3. În ce privește dispunerea metru de conectivitate, în partea superioară, un jack de 3.5 mm, în lateral dreapta port micro USB, la bază niciun element de conectivitate, în lateral stânga power și graia volumului, se oferă acces la baterie. Arată destul de ok pentru un telefon care are preț de 450 de lei. Trebuie să precizez că este un telefon dual SIM, slot pentru micro SIM și slot pentru SIM de dimensiuni normale. Deci micro SIM, SIM de dimensiuni normale și slot pentru micro SD de până la 32 GB. Aici este speakerul telefonului. Are și camera frontală, camera spate, se profilează puțin dincolo de carcasa telefonului, are un LED flash. Să vedem cum este în fapt, carcasa asta e cu totul, trebuie să... Exact cum e la unele telefoane Samsung, acest tip de husă de protecție, dar la un telefon care costă, cum spuneam, doar 450 de lei. Arată bine Carbon A19. Să vedem și cum
se comportă ca atare în utilizarea de zi cu zi. O să buteze pentru prima dată. Observați aici câteva din specificațiile sale readuse. La baza ecranului avem 3 taste capacitive, back, ieșire pe ecranul de start și mai multe detalii sau customizarea ferestrelor de pe ecranul de start. Cam așa arată interfața de pe Carbona 19. Sunt ceva aplicații preinstalate, cum ar fi Flipboard, Kingsoft Office, OLX, Opera Mini. Rulează, cum spuneam, Android 4.2 Jelly Bean, telefon dual SIM, zona de setări nu are modificări prea mari față de Android-ul stock. Android 4.2.2 Jelly Bean. Cam acesta ar fi Carbona 19 la prima vedere. Mai multe detalii veți găsi într-o recenzie pe gadget.ro. Stemil Dragoș, mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi cât mai frumoasă. La revedere!